a dispărut mult prea devreme. Încă unul dintre membrii echipei fondatoare a televiziunii Cluj, scriitorul și jurnalistul Mihai Dragolea. Critic și prozator talentat, ieșit din școala cunoscutei reviste Echinox, doctor în filologie, Mihai Dragolea s-a ilustrat ca jurnalist de radio și televiziune în redacția studioului de radio-televiziune Cluj și mai apoi a televiziunii Cluj. Contribuția sa la consolidarea statutului cultural care a făcut notorietatea acestora, fiind recompensat în anul 1993 cu premiul Marconi. Îmi este greu, foarte greu, să vorbesc acum, turtit de prestigiul titlului emisiunii, de propria micime, atât de evidentă privind cu luciditate în jur. A debutat în literatură în 1992 cu un volum critic despre școala de la Târgoviște, încununat cu premiul de debut al Uniunii Scriitorilor. A publicat de-a lungul anilor mai multe volume de proză și critică literară, pentru unele dintre acestea prin premiul filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România și al Salonului Național de Carte. Cum scria cu îndreptățire Alexandru Cistelecan, cărțile lui Mihai Dragolea rămân, în primul rând, fapt de literatură a inteligenței. La TVR Cluj a realizat emisiuni de cultură, cum ar fi Oracolul și Clepsidra, Carul cu Fân, Necunoscuții de lângă noi, Art Club și multe altele. Prea repedea lui petrecere în lumea umbrelor lasă, ca în cazul tuturor oamenilor de talent, un gol în lumea scrisului și jurnalisticii.